Suntem la a doua vizită aici, la complexul rezidențial Erie Residence, unde, după cum vedeți, lucrările n-au stat pe loc chiar deloc, ci dimpotrivă au avansat serios de tot. Unul din blocuri este deja aproape terminat. Ca să încep cu începutul, bună ziua, bine ne revedem! Bună ziua! Dumneavoastră aveți toate detaliile, ca dezvoltator, și ne puteți spune tot ce este de spus despre modul în care au avansat lucrările și cât de repede se pot muta oamenii în apartamente. O întrebare cu un răspuns mai complex din partea mea, ca de obicei. Pot să vă spun că, într-adevăr, am înaintat foarte mult cu lucrările. Primul bloc e în proporție de 90% gata. Avem instalația sanitară pusă, gresia, faianța, electric, izolații, urmând să dăm cuvar și inclusiv băile să mai punem faianța. Restul s-a pus totul. Bună ziua! Bună ziua! În același timp, după cum vedeți, am făcut și o intrare spectaculoasă în afară de această reclamă, publicitate, Copacul Vieții cu Erie Residence, care înseamnă viață, natură. În același timp avem și o troiță să vă primim în credință și avem aici pe Sfânta Paraschiva Ocrotitoarea Moldovei, Sfântul Andrei, care este de familie, Mihai și Gavril cu Maica Domnului și cu Iisus Hristos în față, Sfântul Petru și Pavel, Sfântul Gheorghe și Dimitrie. În același timp putem spune că suntem cu multă credință și tot ceea ce am făcut am pus suflet. Nu o să regretați și chiar am un mesaj important pentru locuitorii Romanului, pentru cei care mă cunosc. Nu vreau să fiu de rea credință, nu vreau să fiu răutăcios nici cu agențiile, cu nimenea, dar gândiți-vă că într-un viitor apropiat centralele termice de bloc nu o să mai fie, este legea dată, vor fi toate cu încălzire, pompe de căldură, aduse la un standard european, asta înseamnă certificate energetice și asta înseamnă pentru blocurile vechi investiții foarte mare. Nu vă lăsați păcăliți să tot cumpărați de 50.000, de 60.000 apartamente vechi, că mai aveți de băgat încă 30-40.000 în ele. Și atunci nu ajungeți nici măcar la prețul meu care este, pentru că investiția fiind mare este într-o clădire veche. Nu vreau să fiu rătăcios, îmi cer iertare și scuze. Haideți să vedem și interiorul, să ne faceți o prezentare. Ultima oară când am fost aici ne-ați vorbit despre materiale, despre modul în care s-au făcut instalațiile sanitare, electrice. Haideți să vedem și în detaliu. O să vă las să vorbiți pentru că știți mai bine decât exact. Infrastructura este terminată. În același timp, după cum vedeți, încă mai stăm cu birocrația ca să ne putem lega de apă și canal, dar asta e birocrația la noi în România. E aproape rezolvată, trebuie să mai scoatem doar autorizația. Aici avem intrarea în spațiul comercial, după cum vedeți. E de larg. Da, de pe strada Zimbrului avem și un pic de parcare, o să fie și spații verzi. Avem un spațiu comercial de 200 de metri pătrați. Aici să facem o intrare în scara blocului. Încă se lucrează la ultimele detalii să punem gresia pe casa scării, chiar la intrare. Restul este pusă toată. Așa, dacă vreți să călcăm corect. Urmând săptămâna aceasta să terminăm cu diferența asta de gresie, să dăm o amorță pentru pereți, inclusiv, după cum vedeți, și apometrele sunt puse, trebuie să vină caseta, să fie frumos așezată și să-i dăm o nuanță de culoare și pe casa scării, că nu poate să rămână așa. Deci tot ce e aici nu va fi vizibil. Corect. Când apometrele. Exact. Nici apometrele. Va fi cutie, se deschide. Aha. Și tot săptămâna aceasta o să urmeze de pus balustrada de pe casa scării. Uitați pereții cum arată. Îi vede și domnul Ciprian, este foiță de țigară, de hârtie, de ce este. Sunt foarte bine finisați. Balustradele, la fel, după cum vedeți, cu un model
în același timp să putem avea și un pic de intimitate dacă ieșim afară, să nu fie, puteam să punem de sticlă, dar sticla e transparentă. Deci astea sunt balustradele. Da. Termopane tripan cu sticlă care se închide și se deschide după soare. Aici va proteja inclusiv căldura care intră și iese din apartament. Hai să vorbim puțin cât e de larg balconul comparativ cu un apartament de la un bloc clasic făcut în anii 70, cum sunt cele mai multe din România. Poți pune aici două șezlonguri. Chiar putem face multe. Tineretul poate să-și producă și copii în continuare. Avem, da, eu sunt și glumeț, dar în același timp vedem și un strop de adevăr. Este o realitate. Larg, adică dacă să vă încerc scuze, să vă trec prin față, ar fi 1, 2, avem, cred că 10 metri lejer pe un 10 metri pătrați, să zicem 2. Adică pe dacă vrei să-ți bei cafeaua dimineața, o măsuță, două scaune, soarele îți bate în ochi. Priveliște, panoramă, corect. După cum vedeți, blocul s-a dat cu structurată, tencuială decorativă, deci nu am dat cu materiale ieftine, sunt super de calitate. Imediat, în viitor apropiat, vom băga două fete la curățenie. A, dați totul da, curat, da, 100%. curat 100%. În același timp, avem și clienții care ne-au urmărit și ne urmăresc în continuare, de abia așteaptă să mutinele. Da, să mai stăm puțin, urmă o secundă, mai stăm în camera asta, pentru că eu nu mă pricep la construcțiile electricitate. Toate găurile astea lămurițe vin pregătite pentru ceva anume. Da, avem prize, întrerupătoare, cap-scară, este foarte bine atins subiectul respectiv. Cap-scară poți să închizi de oriunde din cameră. În același timp avem cablu TV, tot direct îngropat. În construcție. Da, da, direct în construcție, inclusiv pentru internet. Cabluri și prize pentru internet, ca să nu mai stea omul cu aparent și să da, vadă asta, foarte urât. Asta mă gândeam, da, noi tot da. Apartamentele e o priză pe cameră și după aia vin tot felul de cabluri cu întrerupătoare, cu prelungitoare. Exact. Și... Da, e, dacă toți suntem cu tehnologia la îndemână, e păcat să nu o punem și în practică. Vedeți aici un living. Da, sunt apartamente cu mărimi diferite, de la 55 de metri pătrați construiți până la 80-90 de metri pătrați. Se poate inclusiv achiziționa și cumpăra cu plata în rate la, până la 30 de ani, cu un avans chiar foarte minim, de la 15.000-20.000 în sus. Aici vom veni inclusiv cu o dobândă a băncii și nu cămătărie. Dar se poate totul cu un simplu buletin. Dacă sunteți căsătoriți cu două buletine, nu trebuie să faceți multe drumuri, nu trebuie multă birocrație. La mine este simplu de făcut contractul la notariat cu clauză până la 30 de ani pentru achitare. Pe lângă apartament, oamenii beneficiază, ca să înțeleagă încă o dată, pentru că e ușor de explicat, beneficiază de spațiu comercial la parterul acestui bloc. Obligat, da. La toate blocurile. Da, nu, la acest bloc, da. La parterul acestui bloc, parcările de reședință. Corect. O terasă în spate, foișor între blocuri, unii să aibă și ei să stea, o terasă în spate, unii poate să vină să servească cafea sau o mică petrecere a lor. Din câte am văzut, domnul Ciprian s-a dus un pic prin curte cu filmarea. Acolo avem o magazie compartimentată în două, fiind pentru tomberoane și selectare deșeuri. S-a făcut acest arc special ca să nu fim afectați de animale, câini, păsări, etc. și să ne trezim numai cu gunoaie în toată curtea. Nu prea găsim în multe rezidențe așa ceva făcut. Eu m-am gândit inclusiv la oameni, inclusiv noi care vom locui aici. În același timp încercăm să-i ajutăm și cu panouri fotovoltaice, dacă va fi cazul. Avem pompe de căldură. Deci avem așa, pompe de căldură, încălzire în pardoseală, izolație, casa scării cu polistiren de 10, inclusiv în interiorul apartamentelor avem polistiren de 2 extrudat pe tavane, nu am mai folosit profile și rigips,
pentru că am văzut că este ceva inutil și am mers cu polistiren de 2 extrudat, avem și fonic și termic. Deci ca și întreținere va fi foarte mică întreținere, ca și costuri. Da. Deci m-am gândit ca și cum aș locui eu aici, să încerc să fie cât mai confortabil și mai economic de plată. Mai avem și alte modele de apartamente pe care domnul, ne-ați arătat? Da, domnul Ciprian, dacă vedeți tot afară, o să vedem și cu drona din exterior. Noi am pus deja luminatoare care pe timp de noapte luminează cu încărcare fotovoltaică sau încărcare solară, mai bine zis, cameră de supraveghere, adică încercăm pe cât posibil să nu ducem costuri suplimentare pentru locuitorii care vor fi în aceste blocuri. Deci astea sunt solare, nu sunt costuri suplimentare pentru niciunul. Și vom încerca pe cât posibil să facem economie, să eliminăm asociațiile alea care sunt cu încărcări și la apă și la tot. Toți avem apometre pe fiecare, se pot citi împărții exact, inclusiv la curent, contoare separate pentru fiecare. Încercăm să nu... În momentul ăsta, dacă îmi puteți spune care ar fi nivelul de ocupare a apartamentelor? Sau mai bine zis cam câte sunt vândute. Da. Am vrut să vă direct. Da, nu, eu sunt un tip direct, după cum ați observat. În același timp putem spune că sunt foarte multe solicitări, undeva în proporție de 20-25% din ele sunt deja luate. Da, cu avansul dat, așa, urmând oricum să ne gândim că avem potențiale cumpărători care ne urmăresc la etapă, să-i aducem la ultima vizionare chiar și achiziționarea acestor apartamente care și le-au dorit de când am început prima săpătură. Romanul, într-adevăr, merge un pic mai greu față de alte orașe, dar apreciez lucrul ăsta pentru că mai întâi oamenii să vadă pe ce dau banii și nu direct la prima săpătură. Când, acum că tot ați adus vorba de prima de vizionări, nu se poate organiza o vizionare colectivă, adică o piață deschisă, o casă deschisă. Cine vrea să vină de la ora joi, de la 5 la 9 și dumneavoastră le arătați și le explicați. Da, mulțumesc că chiar zilele trecute am avut discuția pe tema asta cu cineva și mi-a propus, fiind asemenea formă de vânzare prin America sau altă țară, ceva de genul ăsta. Și o să facem un program, într-adevăr, nu pot să-l spun acum pentru că nici eu trebuie să mă gândesc ca să fiu prezent în același timp și să nu pun oamenii pe drumuri. Fără să achiziționați nimica, doar vizualizare și dacă vă place ceea ce am făcut, cu drag, suntem deschiși și de a cumpăra. Precizez că asta voi veni într-un viitor foarte apropiat cu acest program de vizionare deschis, cum a spus noastră. În același timp este bine de luat în calcul pentru achiziționarea acestor locuințe, este bine anul ăsta de cumpărat, pentru că de la anul vor fi scumpiri, inclusiv de la TVA, de la 5 la 9% și multe alte materiale și mâna de lucru, după cum vedeți că sunt schimbări majore, inclusiv pentru construcții. Da. S-au redus acele subvenții și care venea din partea statului, deci vor fi scumpiri în masă. Odată ce am încheiat contractul anul ăsta, cu un preț deja este valabil până la achitare, mergem cu el până la capăt. Deci eu nu vă îndemn neapărat să veniți la mine, încercați să faceți alegerea cea mai bună, vedeți dacă șantierul a fost supravegheat, dacă aveți un istoric, cum s-a turnat, ce s-a turnat, să vedeți ferul, să vedeți pereții izolați, să vedeți toate etapele, cum am fost eu foarte deschis în fiecare etapă când s-a făcut, eu am făcut filmări și puteți viziona pe Iri Rezident sau pe Liviu Irimia, pagina mea personală, și atunci vedeți să puteți face o comparație și cu alte blocuri, ceea ce cumpărați. Deci gândiți-vă de două ori înainte de a cumpăra. Hai să intrăm să vedem și alte... Am să vă las de acum, nu vă mai pun întrebări, pentru că e vorba doar de prezentări. Da, ca și prezentări, după cum v-am spus și mai devreme,
cam toate sunt la fel, cu aceeași izolație, cu instalație electrică, inclusiv pentru internet, pentru totul este îngropat. Avem apartamente mai mari, mai mici, imediat vor fi puse și pompele de căldură. Să vedeți, este mai mult, mult, e mai larg decât ce vedeam. Da, da, da. Înțeleg că un singur dormitor? E un dormitor plus living cu bucătărie. Crezi că ar fi perfect pentru mine? Cu drag, îl putem achiziona chiar foarte ușor, direct de la mine. Încă o dată vreau să atrag atenția celor care ne urmăresc asupra acestor geamuri. Eu sunt fan geamurile astea. De sus până jos. În fine, de sus. Corect. Atât corect. De largi. Pentru că m-am născut și am crescut într-un apartament cu geamurile de-alea. Cele vechi. Ceea ce spuneam și eu mai devreme, cele vechi, care nu putem umbla nici la structură, dacă tot ați adus vorba de așa ceva aici, să știți că se poate umbla nu la structură, la pereți, oricând, fără nicio autorizație, este făcută structura pe cadre. Da, da, e făcută pe cadre, deci orice perete se poate dărâma fără autorizații, fără a deranja structura și așa mai departe. Deci contează foarte mult proiectul cum s-a plecat. Noi ne-am gândit inclusiv la aceste geamuri nu mari, chiar destul de mari pentru camere, să fie cât mai luminoase, cât mai călduroase, și lumina naturală, din punctul meu de vedere, este foarte importantă. Ceea ce nu găsim la blocurile vechi, poate nici la mulți investitori care sunt în această branșă. Într-o cameră de genul ăsta, practic, nu trebuie să aprinzi lumina niciodată. Cam așa ceva, pe timp de noapte. Pe timp de noapte, da. Dacă ai un monitor imens pus pe perete, nici nu mai ai nevoie de vechi. Exact, exact. Nu am atins subiectul băilor, lucrurilor sanitare. Vor veni din construcție cu tot ce e necesar, cabine de duș, toaletă, da, da. Deci este foarte bună întrebarea. Uitați, distribuitoare, pe fiecare în parte, dacă avem sau nu avem o problemă, vrem să închidem, să deschidem. Deci sunt foarte bine compartimentate și aranjate. După cum vedeți, acești doi pereți vor fi cu var special de băi, da? Și restul va fi cu faianță. Pereții trebuie să respire. Nu putem îmbrăca, cum am văzut la foarte mulți dezvoltatori. Merge? Merge. Da, da, foarte mulți dezvoltatori, cunoștințe și cei care au achiziționat, plus ce am văzut la dezvoltatori, nici măcar n-au tencuit pereții, ceea ce am făcut noi, am tencuit pereții, s-au trecut de etapele de gletuire și de uscare și de fiecare etapă să fie cât mai ok. Au trecut pereți compartimentări din rigips, repede s-a dat cu var și hai la vânzare. De asta poate să iasă și prețul mic. La prețul mic să nu vă așteptați la și calitate, sub nicio formă, niciodată. Prețul mic nu o să fie nici calitate. Încercați să verificați pe ceea ce dați banii, să vedeți lucrările, din ce sunt făcute, pereți, finisări și totul. Nu vreau să ridic foarte mult lucrările mele care sunt făcute cu punct și virgulă, ținute din scurt, să vă plictisesc cu să spuneți, poate e o laudă sau ceva, dar după cum vedeți, vă primesc în credință, vă primesc cu o troiță frumoasă, înseamnă că nu vă mint, puteți verifica tot ce este, avem calitate, chiar calitate, și din punctul meu de vedere, cred că pe zona Moldovei nu cred că există așa ceva, ca și structură și calitate din orice punct de vedere. Știu prea bine cum să fac proiectele, știu prea bine cum să fură de pe șantiere, știu prea bine cum nu se verifică cu ISC-ul, cu toți inginerii. La mine nu s-a trecut la altă etapă fără să facem verificarea de grup cu toți inginerii, inclusiv ISC-ul.